doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mă bucur că suntem împreună, îmi era doar de voi, drept urmare, prezent la datorie, mai ales că alături de mine este Isabela Teodor, fashion designer. Bună seara! Bună seara! Strălucești la prop! Mulțumesc, mulțumesc! Aproape că am nevoie de ochelari de soare să mă uit la tine, ceea ce e bine. E bine. Ești pregătită de covor roșu. Sunt pregătită, da. Haide să mergem, vrei? Da. Ei bine, nu există zi fără ca un eveniment de red carpet să aibă loc. De această dată mergem în Franța, unde bifăm cea de-a 50-a ediție a Festivalului de Film American de la Deauville, într-o atmosferă idilică, într-una din cele mai apreciate stațiuni ale litoralului francez din Normandia, de jos, desigur, celebritățile au zburat pentru a participa la ediția din acest an a festivalului. De exemplu, Natalie Portman a defilat pe covorul roșu la ceremonia de închidere și premiere a festivalului. În această rochie semnată de o casă de modă din Franța. Inspirația rochiei a venit din epoca medievală, mai exact din armurile cavalerilor, de aici și corsetul brodat, plasa cristalizată și ciocărul pe care l-a purtat. Cu toate aceste elemente, ce primește din partea ta? Așa da sau așa nu? E o rochie deosebită, în mod cert nu e comună, îi vine foarte bine. Felul în care se potrivește accesoriul îmi place foarte mult. Cred că totuși aș fi renunțat la curia. Cureaua mi se pare prea puțin statement pentru toată ținuta sau prea puțin sau cel puțin îmi dă senzația că nu face parte din... E extra acolo, da. Da, că e extra. În schimb, îi vine bine. Mi se pare că îi se potrivește foarte bine pe siluetă, cumva pe stilul ei. De exemplu, în poza asta, așa, chiar poartă frumos ținuta. Din partea mea are așa, da. Este o apariție interesantă. Recunosc, cureaua mi-ar fi plăcut să fie din același material cu rochia sau ceva care să se potrivească acolo. E, sigur, nu se potrivește din pricina materialului din care este realizată, dar este o apariție potrivită. Îmi plac umerii bufanți în cazul de față. Părul la fel că este lejer, cumva se completează foarte bine cu umerii. Colierul la baza gâtului este potrivit. Extraordinar apariției, așa da. Un premiu special a fost acordat actriței de Daisy Ridley, care a fost onorată cu statueta Nouvelle Hollywood Award, iar pentru premiera filmului dramatic de animație The Most Precious of Cargos, i-a purtat această rochie argintie strălucitoare din cristale și paiete. A fost un echilibru reușit între eleganță și glamour pe care casa de modă din Italia a reușit în crearea acestei rochii. Un clash argintiu la fel de strălucitor i-a completat apariția ei, care primește din partea ta așa da sau așa nu. Ceva nu mă convinge. Strălucire la strălucire. Da, îmi place faptul că strălucește. Îi vine bine, deși și la ea cumva aș simți nevoia de ceva color, de un pic de culoare undeva, nu știu, pe buze, la machiaj, cred. Partea de sus, accesorizarea din partea de sus, din ceva motiv nu mă convinge. Nu sigură dacă aș fi renunțat poate la linia transversală. Poate fără ea nu ar fi fost la fel. Sau faptul că sunt două modele diferite de aplicație pe gât și cea de pe zona răscroiturii plus linia transversală. Nu știu sincer exact ce. Probabil doar dacă le-aș fi văzut fără una, fără alta. Să faci o comparație. Da? Cu toate astea îi dau un așa da în seara asta, pentru că cumva e suficient de potrivită cu vârsta ei. Mi se pare că îi vine bine. Per total. Vorbim de o apariție lejeră în cazul de față. Nu îmi displace clashul pe care l-a ales. Rochie, sigur că este frumoasă, dar exact cum spunești tu, lipsește acel ceva. Chiar și așa nu este o apariție greșită. Dar recunosc, dacă am fi avut niște buze mai scoase în evidență, în cazul de față ar fi funcționat și mai bine. Sau poate părul ceva mai lejer, strâns la spate, dar ceva mai lejer. Dar chiar și așa nu este o apariție greșită, așa da, primește și din partea mea. Pe lista invitațiilor speciali s-a regăsit și talentatul actor român Sebastian Stan, care este personajul principal al thrillerului psihologic american A Different Man, care a avut desigur premiera în cadrul festivalului și unde el a optat pentru acest look compus dintr-un sacou negru la două rânduri de nasturi, o pereche de pantaloni blu maren închis și o cămașă albastră. A avut o combinație stilistică reușită sau nu pe covorul roșu? În primul rând aș fi ales un costum monocrom, adică aceeași culoare, sacou și pantaloni. Da. Cred că cel mai mult mă deranjează în contextul lui actual faptul că nu e un costum. Și iar din nou, nu e nici un contrast suficient de mare încât să-mi pară gândit
ori la contrast, ori la nuanță. Când sunt două nuanțe care sunt mult prea apropiate, dar totuși nu, dar totuși nu aceeași nuanță, e nepotrivit. Din nou, eu aș fi ales cămașa un albastru mai deschis, dar chiar nu mă deranjează dacă ar fi ales și nuanța pantalonului ca și sacoul. Deci nu neapărat pe negru, cât aș fi mers pe nuanța sacoului pe tot costumul. Atunci primește? Din partea mea așa nu. Așa nu. Exercițiu de imaginație. Cămașa o înlocuim cu alte cămașe, dar de culoarea pantalonului, și putem să luăm atunci acest sacou negru fără nicio problemă, ar fi funcționat. Dar în cazul de față avem un albastru închis, un albastru deschis, un negru, care cumva sunt din scenarii complet diferite și nu funcționează împreună, oricum am vrea noi să le potrivim. Singura variantă care ar mai fi funcționat pe aceleași pantaloni și sacou ar fi fost o cămașă albă. Acolo ar mai fi fost salvată situația și era mai bine, dar cămașa albastră este mult prea albastră pentru toată combinația pe care el a optat-o și, cu părere de rău, primește așa nu și din partea mea. Premiera filmului The Most Precious of Cargo s-a adus pe coverul roșu și pe actrița americană Grace Van Dien, care a purtat această rochie din tiul negru cu broderie florală. O perche discretă de cercei cu diamante i-a completat look-ul, pentru care primește așa da sau așa nu din partea ta. Cu toate că genul ăsta de pattern este foarte actual, totuși primul impresie, feeling, da, prima impresie a fost cumva că e o rochie passé. Nu știu sincer din ce motiv. Îmi place faptul că are transparență. Deci diferența de textură mi se pare foarte drăguță. Cu toate astea, ceva din toată combinația îmi dă senzația de passé. Nu știu, am mixed feelings. Îmi place zona capului foarte mult. Deci felul în care are coafiura, machiajul, din motivul ăsta o să-i dau așa, da. Cum am spus, ce ai fi schimbat la rochie? Da, în primul rând nu aș fi păstrat acele mici volănașe pe partea de sus. Și asta cred că aș fi ales poate fie mai puțin trandafiri sau doar trandafirii fără verde. Ceva la textura din partea de jos, dar nu aș fi renunțat la transparența asta, în mod cert. O să primească din partea mea așa, da, îi stă foarte bine coafiura și machiajul și o salvează. Sunt de acord cu tine, părul și machiajul sunt impecabile, cerceii la fel, dar aș fi renunțat și eu la partea de extra pe care o avem în partea de sus a ținutei și care se continuă la umeri. Aș fi lăsat-o simplă și poate să mă duc în zona de foarte elegant, i-aș fi adăugat niște mănuși. Ar fi fost potrivite, se potriveau cu niște bretele mai late, ar fi fost ok. Dar în cazul de față, sigur, nu este o apariție greșită, dar mi se pare că a fost încărcată rochia inutil în cazul de față. Nu mai aveam nevoie de acele mici extra volănașe în partea de sus aici, dar chiar și așa nu arată rău. Broderia este una foarte, foarte bine aleasă. Se potrivește și cu culoarea de pe buze, cercei, cum spuneam, sunt spectaculoși, așa da, primește și din partea mea. Actrița care încheie lista vedetelor de astăzi este Michelle Williams. Michelle Williams, care a fost prezentă la premiera dramei americane Anora. Pentru acest eveniment, ea a purtat o ținută creată de o casă de modă din Paris, care i-a propus această rochie complet brodată cu motive delicate de camelie albă, roz pudrată. Juxtapunerea părților rochii este una interesantă, iar eu sunt curios dacă din partea ta primește așa da sau așa nu. Textura rochiei e foarte deosebită, în mod cert. În schimb, ce se sizez greșit e proporția. Din nou, punctul de talie este prea jos. Genul ăsta de siluetă e potrivit pentru fetele foarte înalte, dar, nu știu, în cazul ăsta doar îmi dă senzația că e lungă în trunchi, nu îi pune deloc talia în evidență. În același timp, nici nu pare genul de rochie care nu are talie, deci cumva așa ca o colonadă romană de sus până jos, unde da, se înțelege faptul că nu există accent pe talie. Punctul de talie e prea jos, ceea ce o îndreaptă cumva, dar nu într-un sens potrivit. Cu toate astea, da, e o rochie specială, îți atrage atenția prin textură.
Ceea ce o să primim, o să-i dea un așa, da, din partea mea. Am înțeles. Ceva nu mă convinge la bretele acolo. Aș fi preferat să fie complet late de sus până în jos și nu doar puțin alungite. Părul, în schimb, mi se pare foarte potrivit. Machiajul la fel. Faptul că nu am încărcat ținuta cu bijuterii, iarăși mă bucură, pentru că este încărcată prin broderia construcției, dar exact cum spuneai și tu, partea de talie mi se pare inexistentă sau că este deja mult prea ridicată prin toată potrivirea materialelor, dar chiar și așa nu este o rochie tocmai greșită, doar că nu pot să trec cu vederea partea de talie care, repet, aș fi vrut să o văd acolo și să fie ceva mai jos, că am impresia că talia i-a fost ridicată cu vreo 5 cm și aș fi vrut să fie mai jos, drept urmare, părul și machiajul nu o să o salveze, iar din partea mea o să primească un așa nu. Ție, în schimb, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și că mulțumesc ai strălucit și abia aștept să ne reîntâlnim. Aștept și eu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa da, așa nu, să aveți o seară exact cum vă doriți.